Pocăință. În această seară doresc să vorbesc cu voi pe scurt despre pocăință. Și pocăința este darul lui Dumnezeu. Și pocăința este porunca lui Dumnezeu. Și pocăința este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare om care a existat vreodată pe acest pământ. Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință. Dumnezeu vrea ca noi să devenim copii ai lui Dumnezeu prin pocăință. Dumnezeu vrea ca noi să devenim cetățeni ai cerului. Întrebarea se pune pentru tine în seara aceasta, dragul meu. De atâtea ori ai auzit de Dumnezeu. De atâtea ori ai auzit cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. De atâtea ori ai fost chemat la pocăință. Omule, te-ai pocăit de păcatele tale? Omule, în urma mesajelor pe care tu le-ai auzit despre Dumnezeu, te-ai pocăit? Sau încă ai amânat să te întorci la Creatorul tău? Sau încă nu ți-ai făcut timp să-ți predai viața în mâna Dumnezeului tău? Omule, te-ai gândit vreodată la cuvântul pocăință? În împărăția lui Dumnezeu vor intra doar cei care s-au pocăit de păcatele lor. În împărăția lui Dumnezeu vor intra doar acei care au numele scris în cartea vieții. În împărăția lui Dumnezeu vor intra doar acei care vor asculta de glasul lui Dumnezeu care îi cheamă pe oameni la pocăință. Deci Dumnezeu Atotputernicul, la fel te cheamă și pe tine, omule care te-ai născut în această lume, la pocăință. Se pune încă o dată întrebarea, în urma mesajelor, în urma cântărilor, în urma cuvântului lui Dumnezeu, te-ai pocăit de păcatele tale? Ai încheiat un legământ cu cel preanalt? Ți-ai predat tu viața în mâna lui Dumnezeu? Ai tu o viață nouă în Hristos? Trăiești tu de acum pentru Împăratul Slavei? Trăiești tu de acum pentru Dumnezeu sau nu? Dacă nu, atunci să știi că ești într-o mare încurcătură. Internetul îmi face probleme. Atunci să știi că într-o zi vei regreta pentru amânarea ta față de Dumnezeu. Biblia spune la Matei capitolul 4 cu versetul 17 că Mântuitorul a zis de atunci încolo Iisus a început să provăgăduiască și să zică pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așa învăța Mântuitorul pe cei din vremea sa. Așa le vorbea Iisus Hristos, Salvatorul, la cei care au existat în vremea Lui și la cei care au existat în toate vremurile și nouă care existăm astăzi. Pocăiți-vă, a zis El, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce vrea să spună Mântuitorul Iisus cu acest cuvânt când a zis de atunci încolo Iisus a început să provăgăduiască și să zică pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Ce vrea să spună Mântuitorul?